Secretarul județului Cosmin Vlaicu și-a lansat astăzi cartea Birocrației și proceduri în administrația publică. Sala Porolisum din incinta Consiliului Județean s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți la eveniment. S-au remarcat în sală prefectul Filon Așchiș, președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc, director de instituții, oficialități, politicieni și oameni de afaceri. Cartea lansată reprezintă teza de doctorat a autorului, publicată la editura Universul Juridic din București. Pentru cineva care conduce o instituție cum este Consiliul Județean, este foarte important să ai o consiliere juristică de calitate, chiar dacă nu e un termen foarte academic, să nu te sufle vântul din partea asta. Și trebuie să-i mulțumesc lui Cosmin și colegilor lui care sunt aici, pentru că au avut întotdeauna tăria să spună nu atunci când era de spus nu, da, atunci când era de spus da, încercând să dea soluții și nu să încerce să demonstreze de ce un anumit lucru merită făcut sub o anumită formă. Și noi ne punem întrebarea de multe ori, dacă nu producem prea multe documente, dacă nu întotdeauna emitem hotărâri atunci când s-ar putea să nu fie neapărat în nevoie, poate să apare și un exces de prudență câteodată în administrație. De aceea e foarte important ca cei care se ocupă de partea juridică să dea soluțiile cele mai potrivite. Lansarea cărții Birocrații și proceduri în administrația publică se deosebește de alte lansări de carte prin numărul mare de participanți. Veniți la eveniment fie datorită notorietății autorului, fie pentru că lucrarea le-a stârnit interesul.